Salut! Noi suntem Cocolix și bine ați venit la Ghestii! Invitatul de poftici! Wow. Unde suntem, Cristina? Nu știu, dar sunt super copila și am o șabie. Vezi că Ghestii de 10 secunde au venit. Aoleu, serios? Cocolicilor, apăsați butonul de Cocolai pentru mai multe episoade, cât mai faine. Ia uitați, deci eu sunt un copilaș, trebuie să aleg banii ăștia, trebuie să iau Felix. Ar prinde bine, dar... Ne-ar prinde bine bănuții. Să nu te prindă Ghestii. Ăla-i Ghestii. Uite, ăla care dansează, cred că e habarna. Ăla care dansează? Și cine este ăsta care cred este... Cred că trebuie să-l salvezi. Mamă, eu am deschis deja ușa, gameră, am deci... Am văzut aici o cheie. Ce cheie? Haide, să mă duc să o iau. Uite, și făcălețul. Aoleu, vreau și un făcăleț. Ce puteți face? Am găsit cheia picioasă! Da? Ok, aoleu, sper să nu ne prinde nimeni. Zicea, eu am cheia oranj. Ai găsit cheia picioasă și dacă ai găsit cheia picioasă, deschide ceva picios. La mine zice să deschidă... Uite aici, și asta este o cheie pițoasă. Dar și am o cheie pițoasă. Uite Cristina, ce cheie am eu pițoasă. Aia mai puțin pițoasă, să o iau pe asta pițoasă. Aia e pițoasă mai... A mea e pițoasă, a ta e pițoasă din aia mai în vârstă. La mine e piță bătrână. Deci la tine e gen Loredana Groza. Ai dreptate. Ok, toată lumea se face piții. Știi, ia, melodia era apă, dar acum a trebuit să chine Botox. Vedeți, Felix știe. Era faină melodia aia cu apa, ce trebuie. Nu-mi plăcea nimic. Mie îmi plăcea, era singura care îmi plăcea de la ea. Ok, Cristina, deci... ne trebuie cheia oranj aici, urgent. Da, a lăsat-o acolo. Sau cheia piții bătrână. Da, dar unde sunteți voi? Vino după gamer. Da, câte aș vedea. Jos. Unde ești? Auziți de aici? Aoleu, am venit jos. Jos. Cât de jos? Du-te acolo unde e ăla blocat. Unde e ăla blocat? Haide că mă duc. Să-i o cursă. După el, uite, gamăriță. Da. Aici. Vino după gamer. Toată lumea după gamer. Unde este cheia de piții bătrână? Vino după gamer. Ușa de piții bătrână. Haide și vedem. Oh my god, ce fain e să fii copilaș. Uite aici. Am deschis și iau cheia albă. Acum, unde se folosește cheia albă, fraților? Mă gândesc la ușa. Da, la ușa, cred că ușa principală. Cheia oranj, nu știu unde. A lăsat-o tot sus. Este, da, la etaj. Uite, Cristina, gamerițu, uite aici. Aici se folosește. Ce? Ia, vedem. Ba! Ți-o luat el! Da, nu pot să iau. Oh my god, sper să te prindă. Stai, că am luat un cod. Pe codul ce l-a lăsat el. Dar chestia era importantă. Uite, o pus aici așa. Cristina, du-te la etaj să-ți iau oranj. Hai să mă duc la etaj, dar nu mă duc, pot să mai ajung pe acolo. Păi uite acolo în față. Acolo în față? Cine ne ia lucrurile? Sunt persoanele foarte rele. Auziți? Unde e etajul? Uite aici. Da, acolo. Iată, deci eu nu mai am nevoie de codul ăsta, dar să-l bag în buzunar. Bagă-l în buzunar. Acum... It could be used open a vault, zice. Poate. Da, Cristina, eu știu, îl țin la mine. Am aici o chestie, vin în cazul ăla. Stai să mă duc să iau cheia oranj. Așa. Uite, orange, n-a luat-o nimeni. Făcăleciu. N-a luat-o nimeni, o iau eu și mă duc pentru că știu exact unde se pune. Și într-o gameriță adevărată. Aoleu, să nu mă vadă nimeni că am cheia asta, că după aia știu unde mă duc. Și știu unde mergi, nu? Unde era cheia pițoasă? Dar nu mai știu cum să ajung acolo. Oh my god, Cristina, cum ajungi aici? Nu mai știu cum să ajung acolo. Pe unde ești? Hai că te duc eu unde ești. Sunt aici lângă locul de unde ne-am spanat. Aici, Cristina, aici sunt. Vino cu așa pe cealaltă. Cristina, stai pe loc. Da. Stau pe loc? Stai pe loc. Uite, întoarce-te. Dar unde ești tu? Uită-te, întoarce-te. Așa, ok, haide. În care parte te duci? Haide. În partea stângă. Chestia este că te cam văd uneori așa, s-a cadat, știi? Acum mai ești, acum nu mai ești. Se cheamă magie de gamer. Hai să vedem. Am ce găsit pe aici, uite, cheia galbenă. Verde. Perfect, verde. Știu să folosesc cheia verde, nu? Cheia verde era undeva pe aici, la parter. Hai după gamer. Haideți să vedem că gamerul are super ultra memorie. Felix, stai drept! Cocolișilor, să stați drept, vă rog. Este foarte importantă postura. Acum, în care parte ne ducem? Unde e cheia verde asta, fraților? Ai idee, Felix? Da, unde sunt scările? Vezi că vine Ghestii. Să nu mă prindă! Vezi că vine Ghestii? Nu vreau să mă prindă. Uite aici, după camera. Uite aici. Da. Felix, ține-l tu pe Ghestii. Uite aici, așa. Ce este aici? Cheia albastră, am luat-o. The blue key. Uite, chip-ul. Și scara, ia tu scara. Mai e chip-ul. Vezi că vine. Ieși afară. Mi-e frică, au, nu! Păi nu, puteai să ieși afară când mă murat pe mine. Au, nu te-a prins pe tine, Felix. A luat cheia albastră, dar nu știu unde se folosește cheia. La etaj. La etaj? Da. Hai că mă duc partea dreaptă, că n-am venit niciodată aici. Uite aici, poate se folosește un cod sau ceva. The blue key, kiki. Unde o fi ușa, kiki? Ușa blue? Te rog. Uite aici o ușă de piți tânără, Felix. Serios? Da, am găsit-o. Era foarte bine dacă ai fi pus tu cheia.
Nu m-a prins, Cristina. Aoleu, te-a prins. Mi-ește foarte frică să nu mă prindă și pe mine. Și n-ai dublă viață? Nu, da, dublă viață. N-ai? Nu, da. Haideți, cocurișilor, să vedem unde se folosește cheia asta albastră. Aveți vreo idee? Da. Ia, oare unde? În care parte? Pe aici? Nu, nu-i pe aici. Bine. Poate nu știu. Dar nu cred că s-a folosit, pentru că a trebuit eu să deschid o ușă, știi? Deci aici este nouță. Aici noi. Și aici ce se folosește? Uite acolo scara. Bine, bine. Ține minte scara. Nu sunt sigur că e la etaj. Așa cred. Mă duc pe aici. Așa cred, dar nu sunt sigur că e la etaj. Stați, iau și bănuții ăștia, că nu se știe când am nevoie de un sandwich, am nevoie de bani de buzunar. Și acum căutăm pe aici o ușiță albastră. Aici nu-i nimic. Este prima oară când mă joc acest capitol. Sigur s-a folosit, chiar roșie, sigur s-a folosit. Chiar roșie, dar nu noi au. Eu caut deocamdată asta albastră, să vedem dacă putem să o găsim. Cărcește-te. Mă cărcesc. Hashtag m-a cărcit. Ia mergi prin mijloc, să dacă e ceva. Să mergi prin mijloc? Nu, bă, fraților, câte curse au pus. A pus foarte multe curse. Această... Să nu te prinde, la tot dansează. Acest ghesti. Ia să vedem. Oare văzuse la un moment dat ușa albastră? Și am trecut pe lângă ea? Fraților, că nu am idee. Cheia galbenă. Acolo e cheia galbenă, e greu. Chestia este că această planșă, după cum foarte vedeți, mare și grea. E complexă, tare. Cheia asta oranj am folosit-o. Auzi? Da. Poate s-o fi folosit? Nu știu ce să zic. Păi n-ai luat totul nouă? Ba da, asta țin eu minte. Trebuie să-l deschizi pe ăla. Să-l deschizi pe ăla. Cheia galbenă. Uai? Ai deschis-o? Nu, lasă-l pe ăsta. N-are cheia galbenă, are cheia oranj, stânga. Bine, aici? Da, și în dreapta. Și în stânga, și în dreapta. Este! Haideți să luăm. Am luat cheia galbenă și mergem repede să o punem la loc și să vedem ce putem să descoperim. Aici, nu? Da. Așa. Este! N-a fi comis să se... Cheia albastră, tot înapoi. Ce bine că măcar știu unde este. Da, să vedem, știu unde este, Cristina. Da. Știu, uite, în camera asta este. Doamne, și mă bucur că știu unde e cheia albastră, fraților, și am să deschid. Ce fain că aici poți să iei cheile fără să le pui în buzunar. Fac unul. O să se calu să duci chestii. Du-te. Stau aici. Așa, să vezi unde vine. Și să zic că eu nu sunt aici. Știi, eu nu sunt aici, ți se pare? Plecat? Poți să mergi, poate să-mi duci la etaj. Aoleu, mi-e foarte frică de el. Sper să nu mă prind. Așa, vezi. Da, ce faci, s-o fi dus la etaj. S-o fi dus la etaj, oameni buni. Da, vede că nimeni aici, așa. A, ce bine că nu e aici. Aici e un fel de cinema. Perfect. Ce e asta? Benzina. Tu s-o pui acolo, în mijloc, unde e aparatul. Da. Haideți, repede, că mergem. Aici, unde l-a prins pe ăsta? Uite, acolo, aparatul în față. Mi-e frică. Și mai trebuie... Pus-o? Da, uite, ai pus-o. Vezi ce mai trebuie. Mai trebuie... O chestie albă, asta, așa. Dar unde putem să o găsim, copolicilor? Hai să mă duc pe aici. Să fac așa turul cât nu este... Noi trebuie să-l salvăm pe ăla. Un singur lucru mai trebuie, dar... Ceilalți nu fac nimic, că face Cristina tot la etaj. Eu nu știu de ce scara, la etaj. Scara? Haideți să punem scărița. Dar unde o pui? Mai ții minte unde era? Nu mai ții minte că te-ai jucat tu. Era într-o cameră dintre asta, dar habar n-am unde! Aoleu, oare o fi pe aici? Deci tot timpul nu știu unde să mă duc. Ia să vedem. Uite, ferischia asta nu s-a deschis. Dar am pierdut... Ai pierdut cheia? Mai este doar un minut, cocolinjilor, nu știu ce mă fac. Felix ar fi fost foarte de ajutor. Da, dar ar fi fost, că celălalt nu sunteți de ajutor absolut deloc. Serios, nimic adică deschideți și voi, fraților, o ușă, măcar pe aia, pici. Înțeleg să nu luați tot, dar măcar deschideți ceva. Ce ați luat, măcar folosiți. Acum, în care parte să mă duc? Hai să mă duc aici să văd. Te duci pe scări, erau trei camere pe care ai trecut pe lângă ele. Da? Da, n-ai vrut să mergi în ele. Dar unde-i scara aia? Măcar dacă am putut să colectez bani. Uite aici. Aici trebuie scara să... și reușești, da. Scara era undeva. Fraților, deci mai am 34 de secunde. Ia mergi în camera asta, poate este. Aici? Poate o luat-o cineva și o repus-o. Da, într-adevăr. Că din față? Cred că ar fi trebuit să fie. Pick up. Și asta trebuie pus la etaj. Am luat codul. Asta trebuie pus la etaj, dar nu mai e timp. Trebuie pus la etaj, da, la etaj pentru că îmi trebuia mie. Dar eu nu mai știu cum să ajung la etaj, asta este problema. Nu mai știu unde sunt scările. Nu mai știu unde nimic. Știi? Ideea este că... 12 secunde. Asta este o super tare planșă. Da. Doar că ai nevoie și de gamer ca să o termini. Trebuie să fii mai mulți. Că așa eu singurică nu reușesc. E foarte greu. Scara nu o găsit-o. N-am găsit scara, oameni buni. Game over. Aici era ceva. Poate data viitoare. În câteva secunde o să vătăm. Dar uite câte ghestiuri există. Uite, Lisa. O vezi? Peppa ghestii. Sau Papa ghestii.
A, dar Lisa este foarte cute, vedeți? Dacă n-a stat dreaptă, uite și tu ce se întâmplă cu ea. Felix, stai drept! Lisa, deci capitolul 3. Chapter 3 este, chapter 3, ok. Deci toată lumea să stați drept, că dacă nu o să ajungeți ca Lisa, voi vedeți? Dar Lisa în 13 ore să dea drumul la Lisa. A, păi da, că ea trebuie să mai stea așa, plecată. Acum, cine mai este aici? Sper să fie bot. Dar mie de ce nu mi-a dispare chestia asta? Bot, alegem. Bot. Haide, toată lumea să aleagă bot! Bot, perfect, jucăm contra botului și o să reușim! Ok, dar mie de ce nu-mi dispare asta? De acolo close, unde scrie închide? Poate dacă închizi... Lui Felix îi dispărea și nu știam de ce cocolul. Deci acum jucăm contra botului și jucăm singur, că e mai bine așa. Aoleu, ce se întâmplă? M-am blocat. Ce se întâmplă? Eu îi pun mustață lui Ghesti? Stai puțin, dar tu ce faci? Bacon Kid? Băiatul Bacon? Serios? Da. Dar tu ce faci? Faci masaj? Sau îl dormi măselele? Nu știu. Este vreo stație de poliție pe apropiere pe care putem să mergem? Poți să folosești chat menu ca să vorbești cu mine. Oh, super! Ok, urmăriți-mă, echipă. Ăsta e un robot! Da. Apropo, nu uita să rupeți butonul pe picioare faine de Roblox și de alte chestii. Cu Cocolix! Ce freză are asta? Ăsta unde a zburat? E Superman? Nu știu ce se întâmplă. Bacon! Asta-ți puțin că Bacon era de treabă. Deci asta este povestea lui Bacon, de fapt. Ai la Bacon, ai să fie Bacon. Stați puțin! Îi face ceva lui Bacon. Deci Bacon, ai să fie mare, a fost mic. Era băiat de treabă. The round you are a survivor. This is a bot round. Cristina! Da, Felix. Haideți să căutăm chestii și să le găsim. Suntem singuri. Deci nu uitați surpriză în primul episod. Am găsit cartea albastră la asta aici. Ah, super. Uite, vezi acolo, că nu știu unde folosesc să cazez de vreodată. Uite, aici uite ușa. Ai găsit ușa aia? Am găsit ușa, dar nu găsim nimic în ea. Uite ce spune cartea albastră. Am nimerit-o. Ia-o. Hai că mă duc să o iau. Pe aici, gamerițo. Cârcel te poate să faci. Hai, bun și pe aici. Ia, gata. Și până să vezi ce îți dă. E că nu ai pericură, știate. Ia să vedem. Deci ce tare sunt că am descoperit unde se pune cartea albastră. În 3 secunde vine Ghesti. Am pus-o, Ghesti. Ghesti, Felix. Ia range, vezi unde le folosești. Așa. Deci vine Ghesti. The Projector Room. Unde este The Projector Room? Cristina, vine Ghesta. Dar zici tu ca lumea. Cristina, eu zic cum vrea, pentru că este Ghesta. Am învățat făcut engleză cu profă care avea... Aici ăsta trebuie să-i proiector. Nu e ăsta. Nu, trebuie altceva. Frate, care îi? Vezi să nu vine Ghesta. Aoleu, ce drăguță ai! Aș fi vrut să o văd mai aproape! Unde este The Projector Room, fraților? Stai puțin, cum ajung la etaj? Okay. Uite aici, uite etaj, cred că am găsit etaj. Vino după gamer! Da, dacă te găsesc. Hai. Acum vin. Deci eu am cheița. Aha, aoleu, acolo cred că trebuie. Ba nu, acolo. Vezi că vine Ghesta! Ghesta? Uite, cheia roșie. Fuși, că vine Ghesta! Ai luat-o tu, cheia roșie? Da, am luat cheia, vezi că vine Ghesta. Folosește aici repede. Aoleu, nu știu dacă ai timp. Du-te aici, că mă duc în față. Trebuia să mergi în casă. Nu, mi-era frică. Lasă că mă duc aici. Du-te aici și mă duc aici, să vină după mine. Mama, are o sabie, Ghesta! Bine că măcar... Știi care e faza? Uite, Cristina, am găsit de piții. Am găsit un room, nu știu dacă e projection room, am găsit purple key. Vezi că eu învârt aici pe asta, nu ce folosești, eu mă învârt aici cu Ghesta. Da? Haide că mă duc să văd dacă pot să folosesc. Dar nu mai știu care parte. Pe aici, undeva? Vezi că să nu-i strânit în ușa deschisă. Vezi că vine după tine Ghesta, fugi! Dreapta, ajută-te jos! Nu pe acolo, ai bun și pe aici, fugi, că vine Ghesta. Aoleu, am găsit făcălețul. La ce se folosește făcălețul acela super cute? A luat. O, vine după mine Ghesta! Na, te descurci. Deci aici trebuie benzină și trebuie și alte chestii. Mă duc să văd dacă pot să găsesc, uite ce e camera orange și vreau să văd scările, fraților. A, este! Am ajuns unde trebuie! Lângă trebuie să iei seiful. Am luat ăsta alb și vreau să găsesc seiful ăla. Ia să vedem. Știu unde este, exact lângă spate, Dar eu sunt la celelalte scări. Vino după gamer. În spate. Da. Haide să căutăm, fraților, dar trebuie să ne dispersăm uneori. Aici. Șanse. Ah, ok. Oh my god, vine după mine. Am luat un hammer. Unde folosesc hammerul? Cristina, am deschis cheia orange. Aici că o să vină, fugi acolo. Uite aici. Fugi că vine. Și acum l-am folosit, vreau să... Oh, vine după mine, Ghesta. Vine după tine. Am ăsta îl salvăm acuși. Am găsit, uite, cheia de piții tânără. Cheia de piții tânără? Da. Și mă duc acum la scări. Eu mă prim cu asta, vezi că mă prim cu asta în mijloc, vezi că nu după tine. Vine după tine. Adică orice ce-al vezi eu. Bă, Ghesta. Vreau să văd celelalte scări, unde sunt celelalte scări? Adică vine după mine, Ghesta. Să văd, poate aici sunt celelalte scări. Dar Ghesta, tu n-ai prieten!
ca să mergem la... Auzi, Cristina, dacă te duci jos, eu am găsit Orange Kiki, să ai mult merg eu. Eu am cheia de piții tânără, dar nu știu exact unde se folosește. Nu prea știu unde sunt scările, știi? A, uite aici. Aici sunt alte scări. Oh, am găsit cheia franceză pe care tocmai o lăsaserăm jos. Ia să vedem aici, pe partea stângă e cumva piții. Este! Am găsit! Bravo, Cristina, știam că pe alții. Și acum, aici e scara. Haideți, oameni buni, să luăm scărița asta și să o punem acolo jos. Uite, aici am cheia verde. Cheia verde se cheia folosește verde sub scări. Sub scări? Da. Bine, dacă mai reușesc să mă mai întorc aici. Pentru că e totul foarte sub complicat aici, încearcă pentru mine. Stai să cheia verde, pe cheia verde aici, așa. Da, vezi, da. Vezi că vine gaia asta, vezi că vine gaia asta. Unde? E lângă mine. Mi-e frică, vreau să pun scărița asta, că știu că e frică. Stai, să nu vină. Aoleu, este foarte aproape de mine. Să nu vină gaia asta. Nu știu care parte vine, să mă vine duc. După tine gaia asta. Vine după mine? Da. Fugi, că vine gaia asta. Mi-e frică, nu! Stai acolo sus, că vine să salvezi. Ah, ce bine. Unde ești? Pick-up, am luat gazolina. Unde e, gaia asta? Poți să mă duc înapoi jos? Nu, stai. Nu pot să mă duc înapoi jos. Ba da, dar stai puțin să o prind pe gaia asta. Unde ești, mă, gaia asta? Prind-o. Gaia asta! Du-te, pune benzina. Mă duc. Vezi că vine gaia asta. Unde-i? În spatele tău. Frate, mi-e frică! De ce tot timpul este în spatele meu? Iau stânga. O iau stânga, că trebuie să pun aici benzina. M-a prins asta. Gaia asta! Te-a prins? De mine să pâng! Cum te-a prins, Ferici? Ce mă fac singură? Păi, acum, ce să fac dacă tu nu știu ce să fac? Ce dacă eu? Că eu m-am descurcat ireproșabil. Dacă tu... Asta... Ah! Te-a prins gaia asta. No! De ce? Că m-am descurcat așa de bine. E fain să joci gaia, știi? Da, este foarte familiar. Păi o cheamă gaia asta, că-i fata. Nu mai ziceți altcumva, că voi porecliți toate... O cheamă Lisa. Da. Vezi? Da, îi place să zică gaia asta. Stai, uite, dau close. Aici. Aia, cum mai putem să mai votăm o dată? Păi stai, intermission, zice, așteaptă-l pe gamer, de fapt. Dar mai pun am răbdare. Păi uite, gamerul se încarcă acum, știi? Îi se încarcă freza mișto. Da, văd că deja ești încărcat. Acum că am venit. Uite, așa a fost Lisa, nu? Da, mai vreau cu ea. Este foarte faină, Lisa. Costă 800 de Robux! What? Bă, Lisa, tu te consideri scumpă? Bă, ăsta costă 999 de Robux. Bă, frate, Lisa cea plecată, voi o vedeți? Lisa uite, ochelarista. Lisa ochelarista, vătează. Îți scapă de Lisa ochelarista! Și-am ochelarista. Ai votat? Trebuie să votez. Cum? Unde votez? Eu am votat. Dar unde votez? De pe chapter sus. A votat de chapter? Nu, de cancel, ai dat pe Lisa. Aici? Asta votez numai eu. E bun, și votează bot. Bot. Puteți bot, frate. Dar tot cu Lisa, da? Păi nu știu, să pun automat. Aia doar ca să facă poftă de ce o să urmeze. Lisa este foarte... Mai ținite când asta era faină, dar acum Lisa e mai interesantă? Uite, Cristina. Da. What? Ia uite și tu. Asta e pizza. Pe asta cum o cheamă? Pizza. De pizza? Dă-i skip jos. Da, hai. Am dat doi skip, dă-i și tu. Da, și camerul. Și acum te-am prins, deci că știi mai multe. Da, m-am prins. Skip! Stai puțin până se încarcă skip-ul. Ați mai văzut vreodată să se încarce skip-ul? Gata, suntem supraviețuitori și trebuie să scăpăm de Lisa sau de cine o fi pe aici. Hai să vedem ce putem să facem. Stai să mă duc să caut cărțulia. Carte albastră, e aici. Vine după gamer. Unde e carte albastră? Unde-i scara? Ia să vedem unde e scara. Sar în continuu, Cristina. Aici. Așa, ți-am zis, Felix, trebuie să-ți iei... Ia-ți carte albastră. Trebuie să-ți iei un skinuleț mai interesantuleț. Un skinuleț mai interesantuleț. Uite, punem aici. În 7 secunde vine Lisa. Am luat benzina. Știu unde se pune, doar că s-ar putea să vină Lisa. În 7 secunde vine Lisa. A venit Lisa! A venit Lisa bona? Aoleu, frate. Nu vreau să mă vadă. Oai, de cap, mă, cum vine. Nu, iarăși m-am blocat aici. Păi de ce te-ai blocat acolo? Aia și nu pot să merg. Acum trebuie să mă prindă și pe mine. Las că te văd. Păi nu vreau să te mi singur. Trebuie să mă prindă Lisa. Hai să vedem pe Felix. Oh, s-a întâmplat. M-a transformat în fată. Pe bune? Da. Încă cu Felixa oficiala. What? Te-a transformat într-o blondină? Da, Cristina, nu știu ce s-a întâmplat. Pur și simplu m-am ars și m-a transformat într-o blondă. Nu știu cum s-a întâmplat. Am văzut. Uite, Obi, Cristina, uite, Obi, ai făcut Obi până acum? Păi am vrut să vin aici. Da. Dar m-a blocat, să nu știu ce. Asta e tot. Asta e tot, da. Și cum se votează? Ce înseamnă intermission? Trebuie să stai să aștepți. Stai drept! Dar cum stau drept dacă tu ai scaun fain de gamer și eu am un ruci de la bucătărie uscat păi vechi? Păi facem schimb, dar chestia este schimb. Că să stai drept. Poți să stai pe orice fel de scaun. Nu poți stai pe orice fain, că al tău se întoarce, nu se întoarce. Te întorci cu totul. Nu se întoarce, Cristina. Te întorci cu totul, de la bază.
Cristina, secret de șefă când stă pe scaunul de gamer. Păi poți să stau eu acolo dacă vrei. Dar după aceea, după aceea zici, vreau să stau pe scaunul de gamer după. Chestia este în 12 secunde jucăm iară. Sper să pice Lisa. Lisabona. Vreau să pice Lisa. Uitați-vă voi și asta. Și asta arată ca o șmecher, voi vedeți? Era prima. Asta era prima, Pizzu. Da. Pizzu. Dar Lisa este mai șmecheroasă. Chapter 2 va selected. Vote for a mod. Cristina, o selectat automat jocul capitolul 2. Serios? Că zice că am jucat prea des capitolul ăsta. Păi hai să-l votăm pe cap, să jucăm capitolul 2, că așa nu mai știu cum este. Nu lasă să votăm deloc. Păi las că e bine, important e să scăpăm de Lisa, asta tu ce contează. Incredibil. Să scăpăm de Lisa, ochelarii. Player and bot s-a votat. Bă, ce What? Face asta? Bă, ce neși. Dă-i schimb jos. O să fie super greu. Așa că e imposibil. E doar de Lisa. Fraților. Ia uite și tu cum își face aici. Și mai este și gamerul, Gaesti. Mai este și... Și tu ești? Eu cu pizza. Arată foarte bine. Eu sunt pizza! Eu sunt fata! Atunci știi ce? Eu va trebui să mă descurc. Dar eu n-am mai jucat capitolul ăsta. Aoleu, ce frumos aici, este cuptor de pizza. Nu, ăsta este frică și vrea să mănânci o pizza. Scapă de pizzeria. Uite aici am de pizza. În 10 secunde vine gamerul. Bine, eu sunt un fel de pizza acum, Cristina. Aici ce se întâmplă? Știi ce am în cap eu? S-a deschis malurile? Întrebe prieten. Felix este bucătar. Așa. Nu, eu sunt bucătar, eu sunt pizza. Tu ești pizza? Pizza. Am găsit aici roșu. Cristina, uite, vino să vezi că eu sunt pizza. Vezi că vin cu bucătarul. Foarte bine, dar sincer, eu vreau să merg pe aici repede ca să pot să fac și eu ceva, știi? Cristina, și începea trebuie cu bucătarul. Bă, mai găsit. Vezi că în spatele tău, este bucătarul. Tu ești? Eu cu pizza. Ia uitați-l pe Felix. Aoleu, tu cu cealaltă? Da. Hai de capul meu. Da, eu sunt fata. Tu ești fata? Aha. Fraților, unde găsesc și o ușă albastră? În camera albastră. Păi da, dar unde e ușa albastră? A, nu e aici? Bă, cum a putut jocul să voteze frică, într-un noi? Uite, Cristina, vine pe tine, ce faci? Nu, te rog, nu vine după mine, că mi-e frică. Oran, eu practic nu mă descurc. Ia! Yeah. Scuze, te-am prins din greșeală, Cristina, a venit spre mine. Bă, veni, da, uite, oricum te prinde asta. Dacă... viitoare. Dacă vreți să mai jucăm, rupeți butonul de Coco Like, scrieți în comentarii ce vreți voi și ne vedem data viitoare. Pa! Aș fi câștigat dacă nu mă prindeți. Cu siguranță.